Deși e într-un scaun cu rotile, Mihai Neșu a revenit la prima sa dragoste, fotbalul. El a fost în tribune la meciul dintre Universitatea Cluj și Craiova, a jucat pe Cluj Arena. Mihai Neșu a fost aplaudat la scenă deschisă. Cred că doar Universitatea Cluj avea nevoie de un astfel de om, ci întreg fotbalul românesc. Iată-l pe Neșu, fostul campion cu Steaua, de 3 ori campion cu Steaua, fostul jucător de la Utrecht, primind o distinție specială din partea Ligii Profesioniste de Fotbal. Mihai Neșu a fost numit analist video la echipa Universitatea Cluj, unde antrenor este bunul său prieten și fost coleg de cameră la Steaua, George Ogăraru. A fost ceva extraordinar. Ieri a venit la arena aici. Când am avut al doilea antrenament, a intrat alături de ei în sală, le-a vorbit puțin. Apoi seara am petrecut-o împreună, am ieșit cu toți cu familiile la masă. A fost și pentru el o mare bucurie să fie din nou aproape de teren, din nou în echipă, în vestiar. Pentru funcția de videoanalist, fostul fotbalist va fi plătit cu 1000 de euro pe lună. Mihai Neșu a promis că va participa la toate meciurile care se vor juca acasă.